Ortodoxi, catolici, protestanți, armeni, reformați s-au rugat împreună pentru unitatea tuturor creștinilor. Slujba de deschidere a avut loc la Catedrala Patriarhală din București. Suntem pe drumul cel bun de prezență la un loc pentru a semnifica vocația creștinilor la unitate. Ne spune Sfântul Părinte, Papa Francis, principala sau urgenta misiune a Bisericii este tocmai această dorință de unitate. Nu este un lucru ușor, nu știm cum se va realiza, dar ne rugăm. Deși sunt multe elemente care îi unesc, părerile sunt împărțite atunci când vine vorba de unitate creștină. Sunt și multe puncte care ne despart, dar asupra acestor divergențe de ordin dogmatic și de învățătură bisericească se poartă în continuare dialoguri foarte intense. Și dialogul este deja un progres. Dacă în 2000 de ani s-au despărțit, nu știu dacă în următorii 2000 de ani se vor mai uni. Rugăciunile vor continua în fiecare seară până lunea viitoare. Fiecare cult va fi prin rotație gazdă. Întâlnirile își propun eliminarea polemicilor dintre biserici.